Începe procesul în care Pfizer și BioNTech cer României 564 de milioane de euro pentru cele 29 de milioane de doze de vaccin comandate în timpul pandemiei, doze la care autoritățile însă au, refuz, au renunțat și refuză să le plătească. Depunerea documentelor la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, unde are loc procesul, va avea loc în 5 etape, până anul viitor, o perioadă în care vor avea loc și audieri. Procese similare au fost intentate și Poloniei și Ungariei. Tatiana Lipchina a urmărit acest subiect și ne explică mai multe. Bine te-am regăsit, Tatiana. Bună Cum am ajuns în această situație? Și noi, și polonezii, și ungurii. Ce s-a întâmplat? Ca să înțelegem cum am ajuns aici, ar trebui să vedem care a fost mecanismul de cumpărare a vaccinurilor în pandemie. Comisia Europeană încheia contracte cu uh, companiile producătoare de vaccinuri, inclusiv cu Pfizer BioNTech, în numele țărilor membre, inclusiv în numele țării noastre, iar apoi un anumit număr de vaccinuri era uh, livrat către fiecare țară în funcție de numărul populației. Uh, important este de spus că țările aveau posibilitatea să renunțe, să refuze aceste vaccinuri dacă nu aveau nevoie de. Ele nu au făcut-o. Nici România, nici Ungaria, nici Polonia, drept urmare, au ajuns în această situație. Important este de spus că fiecare țară mai putea să și negocieze direct cu companiile producătoare. Hai să vedem mai multe cifre. Pfizer și BioNTech au dat în judecată România, Polonia și Ungaria pentru că au renunțat la dozele de vaccin anticovid comandate de Comisia Europeană în numele lor și drept urmare au refuzat să le achite. În cazul României vorbim despre aproape 29 de milioane de doze de vaccin în valoare de 564 de milioane de euro. La această sumă se adaugă și o dobândă de 9,5%, dar și plata tuturor costurilor și cheltuielilor de judecate aferente procesului. În cazul Poloniei, vede vedem că este vorba despre 60 de milioane de doze în valoare de 1,2 miliarde de euro. În timp ce Ungariei se cere să achite 60 de milioane de euro pentru 3 milioane de doze. În timpul pandemiei, Comisia Europeană a încheiat 3 contracte, contracte cu Pfizer-BioNTech pentru 2,4 miliarde de doze, care erau împărțite țărilor membre în funcție de numărul populației. României îi revenea un procent de 4,3%. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat că problemele au apărut de fapt la al treilea contract semnat de Comisia Europeană. Din 1,8 miliarde de doze de vaccin comandate pentru toate țările membre, României îi reveneau 39 de milioane de doze. Din acest număr, 3 milioane au fost cumpărate, iar 7,5 milioane de doze au fost vândute. Restul, de aproape 29 de milioane de doze, sunt subiectul acestui litigiu. Important mai este de spus că, în paralel cu acest proces, DNA a deschis un dosar în care sunt cercetați fostul premier Florin Câțu și foștii miniștri ai sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihailă, care ar fi cumpărat un, un număr mult mai mare de doze de vaccin decât era necesar, adică 52 de milioane de doze în plus. Și astfel ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste un miliard de euro.